7 noiembrie. Dumnezeu știe ce este cel mai bine. Este adevărat că orice pedeapsă deocamdată pare o pricină de întristare și nu de bucurie, dar mai pe urmă aduce celor ce au trecut prin școala ei roada dătătoare de pace a neprihănirii. Evrei 12:11. Dumnezeu cunoaște ce lucrează spre binele nostru cel mai înalt. Disciplinarea specială al cărei subiect suntem, este aceea care aduce blândețea și nu dezvoltă cele mai neplăcute și rele trăsături de caracter. Trebuie să învățăm în școala lui Hristos pentru a deveni asemenea lui. Dumnezeu modelează harul său după particularitățile nevoilor fiecăruia. Harul meu îți este de ajuns. 2 Corinteni 12:9. Pe măsură ce povara ta crește, privește în sus și prin credință, agață-te mai tare de mâna lui Iisus, puternicul tău ajutor. Pe măsură ce dificultățile cresc asupra poporului său, în mijlocul necazurilor din zilele de pe urmă, El își trimite îngerii să umble peste tot, alături de noi, conducându-ne tot mai aproape de crucea însângerată a lui Hristos. Și pe măsură ce încercările devin mai mari, cele mai mici sunt uitate. Trebuie să rămâi curat, sincer și ferm, aducându-ți aminte că în cărțile cerului se înregistrează caracterul tău. Nu există nicio circumstanță sau loc sau dificultate sau greutate în care să nu putem trăi o viață frumoasă de fidelitate creștină și să nu putem avea o conduită după voia sa. Biruința nu se câștigă ocolind încercările, nici dorind să scapi de ele, ci întâmpinându-le eroic, îndurându-le cu răbdare. Fiecare va avea încercări. Dacă privești la Iisus, dacă crezi în El ca salvator personal, vei trece cu bine prin orice încercări și, îndurându-le răbdător, vei fi întărit să le suporți pe următoarele. Numai îngustimea orizontului nostru ne privează de înțelegerea dragostei și bunătății lui Dumnezeu, manifestate în încercările prin care își trece biserica, așa cum o înțelegem în marile binecuvântări pe care îi le asigură. În orice timp de primejdie și confuzie, Dumnezeu este un refugiu sigur pentru poporul său. La umbra protecției sale, ei pot merge în siguranță pe calea sa. Prin necazurile pregătite pentru curățirea lor, puterea Evangheliei trebuie să le fie consolare. În cuvântul său sigur, ei au o fortăreață. Credincios până când Domnul va veni, mereu să fii credincios. Și niciodată nu te îngrijora, El merge înaintea ta. Cu Domnul treci prin rău.